Bună dragilor și bine v-am regăsit. Înainte de a vedea cum stau sau cum stați voi cei din zoi de aleu sau care aveți ascendentul sau luna în zoi de aleu în dragoste, în 1 martie 2023 vreau să vă anunț sau să vă întreb mai bine spus, dacă v-ați dori să facem sau da, să facem sau să fac un live pe YouTube în care să vă răspund în direct la întrebările pe care le aveți. Aștept părerile voastre și răspunsurile voastre într-un coment și în funcție de ceea ce veți răspunde, vom trece la etapa următoare, să spunem așa. Dacă între timp vă doriți o citire personalizată, unde puteți afla absolut tot ceea ce vă interesează despre voi, viața voastră și așa mai departe, nu ezitați să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați și să fim un număr cât mai mare, pentru că îmi doresc foarte mult să creștem și noi puțin la abonați, să știți că apreciez enorm, enorm de mult aceste lucruri. Bun, dragilor! Haideți să vedem ce s-a întâmplat în trecutul recent, în viața voastră amoroasă. Și aici văd foarte multă curiozitate. Voi ați avut foarte multe întrebări legate de o relație, de o persoană iubită. Ce face, ce gândește, ce simte. Multă, multă curiozitate. Și ați primit fel și fel de răspunsuri sau fel și fel de semne vis-a-vis -vis de aceste lucruri. În schimb, voi ați rămas cumva în aer, să spunem așa, pentru că nu știți nimic concret. Voi încă nu dețineți toate informațiile sau detaliile în ceea ce privește legătura aceasta amoroasă sau sentimentele persoanei iubite în prezent văd comunicare care vine cu rapiditate poate aveți o relație la distanță unii dintre voi sau în alte situații reluați legătura cu persoana iubită cu o persoană iubită puteți cunoaște persoane noi unii dintre voi sau puteți primi mai multe detalii informații semne legătură cu ceea ce ați trăit da? încep lucrurile să se concretizeze încep să apară mai multe Elemente, să spunem așa. Și emoții, emoții, trăiri care vin așa destul de rapid în viața voastră. Ce simțiți sau ce, ce, ce veți simți? Iar curată norocul aici totul este imprevizibil în ceea ce privește dragostea. Puteți să vă întâlniți dragostea după colț. Alții dintre voi veți avea parte de anumite evenimente care vă dau peste cap. Dar tind să cred că voi vă veți simți foarte norocoși în această lună din punct de vedere amoros. Vă simțiți iubiți, apreciați, apar fel și fel de situații noi care vă încântă din punct de vedere amoros, o declarație de dragoste care vă șochează, vă simțiți cumva împliniți. Alții dintre voi parcă de-abia de acum începeți să simțiți iubire, alții dintre voi treceți pentru -o, o altă situație, adică v-ați simțit uh, iubiți și dintr-o dată poc, totul s-a schimbat sau se schimbă. Deci treceți prin diferite stări, dar toate fac parte din soarta și din destinul vostru, da? Deci ceea ce veți simți voi, dar vă veți simți norocoși. Ce veți simte sau ce va simți persoana iubită? Că are foarte multe lucruri în comun cu voi. E o persoană care vă vrea aproape, este o persoană care își va căuta drumul către inima voastră, care va încerca să vă arate lucrurile acestea, comunicați foarte mult. Prin comunicare o să vă dați seama ce simte cu adevărat, dar se vede un progres. Persoana aceasta începe să se apropie din ce în ce mai mult de voi. Dacă sunteți într-o relație, simțiți că mergeți la nivelul următor. Dacă nu ați cunoscut pe nimeni, sunteți singuri, veți simți că um, veți cunoaște o persoană nouă. Veți simți, veți cunoaște o persoană nouă cu care veți avea foarte multe lucruri în comun, cu care puteți pleca la drum. Haideți să vedem uh, ce lucruri pozitive vă așteaptă. Haideți <laughs> și chiar voi. Voi veți face totul pozitiv în viața voastră. Veți o da dovadă de foarte multă putere, de foarte mult curaj, de inițiați lucruri, învingeți anumite frici amoroase, alții dintre voi pur și simplu analizați tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere amoros. Cred că veți pune ceea ce simțiți și ceea ce gândiți într-un mod direct, pentru că văd și foarte, foarte multă acțiune și asta este un lucru pozitiv sau faptul că voi sunteți mai puternici și mai tari ca niciodată. Ce lucruri negative pot apărea? Aici este vorba de o întâlnire de grup, niște discuții, o petrecere. Poate fi vorba și de o împăcare pe care poate unii dintre voi nu vă doriți atât de mult sau împăcarea aceasta vine, dar nu știți sigur dacă va fi de durată. Pe de altă parte, poate ca lucru negativ să apară o sarcină, poate nu vă doriți un copil neapărat în perioada aceasta, iar în cazul acesta va trebui să fiți atenți și să vă protejați. Dacă nu vă doriți un bebeluș. Ce speranțe aveți? Din nou avem energie de foc. Sperați să atrageți atenția cuiva. Sperați să ieșiți în evidență din punct de vedere al relațiilor sau să fiți văzuți de persoana iubită. Vă doriți foarte mult acest lucru. Veți pune mult accent pe frumusețe sau nu știu pe un mod de a comunica sau de a atrage atenția asupra voastră și să știți că într-adevăr aici persoana la care voi vă gândiți sau de la care așteptați un semn începe să vă observe, începe să comunice cu voi iar lucrul ăsta vă dă din ce în ce mai multă speranță că sunteți pe drumul cel bun în a o cuceri. Ce frici puteți întâmpina, frica de ceartă, fel și fel de provocări, simți, nu știu, aici poate vă este frică ca nu cumva cineva să intervină în fericirea voastră și să vă fure persoana iubită, vă este teamă să nu intrați într-adevăr în anumite discuții, în contradictoriu, în anumite situații care vă pot da viața peste cap și vă pot duce într-o zonă instabilă, Vă este foarte teamă de acest lucru sau de perversiunea, poate, sau de... Um, să, ca nu cumva persoana la care voi vă gândiți sau pe care o iubiți sau pe care o purtați în suflet și așa mai departe, să joace murdar cu voi. De asta vă este cel mai frică. Ce scop aveți în această lună? Mm, să descoperiți cât mai multe lucruri, să vedeți partea, partea sensibilă a persoanei iubite, tare mică, unii dintre voi aveți mai multe curiozități și veți apela la anumite persoane care au o abilitate dintr-un anumit punct de vedere și sunt capabile să vă dea niște răspunsuri pe care voi le așteptați, pentru că ăsta este scopul vostru, să vedeți totul mult mai clar. Scopul de a avea parte de mai multă emoție, de mai multe trăiri intense, de a avea parte de o dragoste matură. Ce ar trebui să evitați? Încheierea unor capitole sau să rupeți brusc anumite legături, sau din propria inițiativă să încheiați voi niște situații. Pentru că aici voi veți avea succes, dar va trebui să evitați poate și plecarea la persoana iubită sau să vă încredeți în totalitate într-o relație la distanță. Poate fi și lucrul acesta, pentru că aici văd că sunteți protejați, încercați să nu ieșiți din cercul vostru de protecție, să evitați să lăsați pe cineva să pătrundă în viața voastră așa cu picioarele goale. Cum ar trebui să procedați? Meditați, analizați, gândiți foarte mult înainte de a acționa. Pentru că doar așa veți putea, deci să priviți din ansamblu situația, dați un pas înapoi și analizați tot ceea ce se întâmplă și doar așa puteți lua decizii corecte, puteți vedea într-adevăr ce se întâmplă în relația voastră, în sufletul vostru, poate aveți nevoie de o pauză, poate aveți nevoie de liniște, liniștea sufletului și ar trebui să procedați cu, să procedați prin liniște să nu îi exprimați prea mult iar până la sfârșitul lunii martie voi veți avea uh, posibilitatea să vindecați niște răni neîncheiate aici vouă, vă este frică de suferință vă este frică să nu se repete o poveste din viața voastră vă este frică să lăsați pe cineva să revină în viața voastră ca nu cumva să vă redeschidă o rană apare neliniștea uh, nu mai vreți să faceți sacrificii pentru că ați avut foarte mult de suferit și vă creați o protecție. Exact ce v-am spus și aici, da? Vă creați o protecție. Iar până la sfârșitul lunii martie, voi vă, vă veți vindeca, da? Vă apărați sufletul și inima, ieșiți din această energie de, de teamă. Puteți avea de-a face în luna aceasta cu semne de foc, berbec leu săgetător. Care predomină, ceea ce înseamnă că acțiunea, comunicarea, drumurile sunt importante pentru voi. Aveți și semne de aer, în balanță vârsător, aveți și semne de apărac, scorpion, pești. Lipsește pământul, lipsește elementul de pământ, aur fecioară, capricorn, deși avem aici un taur. Ideea este că voi în luna aceasta nu prevedeți simți stabilitate, siguranță sau să vă împământați într-o anumită situație, ci pur și simplu voi creați în luna aceasta. Aveți și semnul zodiacal leu. Puteți fi voi sau o persoană pe care voi o iubiți, deci poate să fie în același semn sau să aibă ceva pe semnul zodiacal leu. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag. Și să ne auzim cu bine data viitoare. Papa! Pa!